În primul rând, bine ați venit și vreau să mulțumesc celor la Bucre că m-au invitat să țin un speech. Eu nu sunt speaker în felul meu, am mai ținut mici discursuri, însă nu la nivelul ăsta și nu o sală de mare, deși prezența nu este foarte mare, însă emoțiile sunt. O să vă vorbesc despre ce am făcut eu, cum am ajuns să fac ceea ce fac și care este legătura mea cu cărțile. Am început, nu știu, am studiat literele, teatrologia, managementul cultural, iar acum 10 ani mă gândeam că o să merg în zona teatrului. O să fac proiecte culturale, o să fiu regizor, o să critic spectacolele, evident, justificat, și că o să fac ceea ce orice om de teatru face. Iată însă că, după ce am terminat facultate, eu lucrând încă din timpul facultății, cumva traiectoria mi s-a schimbat. Am început să lucrez în librării, iar în 2008 am început să lucrez în Humanitas. Acolo, lucrurile s-au schimbat. Relația mea cu carte exista. Pentru că părinții, bunicii mi-au insuflat această iubire de carte, m-au îndrumat, m-au învățat și cum zicea doamna Moga, care este prezent aici, ceea ce îți dau părinții tăi acasă de 7 ani sunt cei importanți. Asta am învățat eu de la ei. Am început în 2008 la Humanitas, iar de acolo, nu știu, cred că a venit cei 5 ani care au trecut la Humanitas, au fost cumva firești. A început să-mi placă foarte mult cartea, a început să-mi placă să vorbesc despre ea, a început să-mi placă să fac proiecte culturale în Humanitas, pentru că știți că jos este un spațiu destul de măricel, pentru proiecte culturale. Și mi-am dat seama că cele două se îmbină, cartea și proiectele culturale, teatrologia, managementul cultural cu cartea. Însă, trebuie să fac o paranteză. Proiectele, dacă vă gândiți că începeți un proiect, tot timpul vă gândiți, mamă, o să iasă, să fie bine. Un proiect niciodată nu iese așa cum vă gândiți voi că o să iasă. Fie este mai bine decât v-ați așteptat, fie este mai prost decât v-ați așteptat, fie nu mai este deloc. Dar niciodată nu iese cum vă imaginați. Sunt suișuri, sunt coborâșuri. Și important este să știi cum le depășești, astfel încât să ajungi la acel proiect optim. Nu perfect, nu excepțional, optim. Să ajungi la sfârșit și să zici, da, ok, am reușit să fac ceva. Acum trebuie să continuăm. Dacă ne oprim, ajungem la, cum zicea Gabriel Iceanu, iată, cităm, acea încremenire în proiect. Ori încremenirea în proiect, cred eu, este dușmanul cel mai mare al nostru. Pentru că nu putem să evoluăm. Dacă stăm și păltim în, nu știu, în confort, în zona asta de confort și ne complace, nu avem cum să mergem mai departe. Ori eu asta am făcut în 2013, când am plecat de la Humanitas, am lucrat câteva luni pentru Astra Film, pentru festival. Am făcut festivalul acolo, iar din noiembrie 2013 n-am mai avut slujbe, am între slujbe. În momentul acela, cumva am auzit că domnul Vladimir Grigorov avea habitus. Iar eu am și cumva a dat de mine. Am întâlnit cu dânsul, avea de mult în plan să deschidă o librărie acolo, o cafenea, un loc al culturii. Cum este așa cum este numit Humanita Sibiu, loc al cărții, înainte când se intrează să vedeți că e o drăguță, acest loc al cărții, așa vrea să fie și Habitus, acest loc al culturii. Am acceptat provocarea, asta era în noiembrie 2013, dar nu puteam să fac asta fără sprijin, fără prieteni și mai ales fără Marian și Cătălin, colegii mei de la Humanitas, care m-au urmat. Cu greu au fost multe planuri și multe schimbări de planuri,
până să deschidem librăria. Am deschis-o neoficial la Festivalul de Teatru din 2014. Nu erau toate rafturile, gata. Nu era cafeneaua completă, lipseau multe lucruri. Însă, până în 4 iulie, când am deschis oficial, 4 iulie 2014, cumva lucrurile s-au așezat. Nervi mulți, răbdare din ce în ce mai puțină, nopți nedormite și multe lucruri de făcut într-un timp foarte, foarte scurt. Am deschis librăria, la lansarea ei, au venit foarte multă lume, dar în principal prieteni, care ne susțineau, ne susțin și ne vor susține, pentru că ne știau prin fumaia, știau că suntem o gașcă faină. De asta și a ales și de asta primul actor care a apărut legat de librăria Habibus. Atenție, țin foarte mult la, poate este o chestie de aneam, la librăria Habibus. Nu la Habibus, la Centrul Cultural Habibus. Centrul Cultural Habibus a fost, era un loc unde se întâmplă elemente răsilețe, care acum nu se mai, nu mai sunt răsilețe, sunt gândite și sunt constante. Să revin, primul articol, despre Habibus spunea că suntem o librărie născută din prietenie. Așa a fost și iată că prietenia asta duce și dincolo de colegialitate și se pot face lucruri. Evident că de atunci au fost multe provocări, pentru că ce să mai duci nou în condițiile în care în 2015 piața de carte este cum este? Ce să mai duci nou într-o librărie? Ce să mai duci nou într-o cafenea? Asta a fost provocarea și asta este provocarea constantă a noastră. Și ceea ce putem aduce noi, nu? Sunt evenimentele, sunt aplecarea către copii, de aceea avem și atelierele de creație, Magic Hands. Pentru că copiii, ei trebuie să fie educați, învățați, să vină să vadă carte, să iubească. Aplecarea către tot ce înseamnă handmade. Pentru că toți oamenii care fac handmade-uri nu s-au închegat încă în România. Și foarte greu își găsesc un punct care se simt bine. Iată că la noi, la Habitus, am reușit să-i facem să se simtă bine. Creative Puzzle, Târgu Handmade, este reușit. Am lansat 3 ediții și este reușit în toate punctele de vedere. Evident, Cinemateca, cinema văzut la Habitus, este tot un proiect foarte bun și la care lumea vine cu plăcere și nu știu, filmele sunt bune. Am avut noroc că am avut și filme bune. Însă, lăsând asta la o parte, trebuie să mă îndrept acum și pe legătura cu carte. Cum am ajuns eu să fac asta. Mi s-a sugerat să vorbim despre o carte preferată. Și despre cărțile care ne-au adus unde suntem acum, care ne-au influențat. Eu n-aș putea să spun că am o carte pe care am cărți care mi-au rămas în minte. Am cărți care, cumva, în momentul al vieții, m-au lăsat cu mască. Dar genul preferat, în gen, sunt memoria. Vreau să vedeți că aici sunt 5 cărți de memorii. Pe unele dintre ele le știți, mă vezi unul din Cafe G, Oana Bandiana, Fals Cardat. Sunt memorii diferite, perioade diferite, gândiri diferite, oameni cu totul și cu totul diferiți. De ce memorii? Pentru că, spre deosebire de ficțiune, din memorie poți să învăța. Din memorie poți să te educi. Din memorie poți să înțelegi ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat, mai ales. Memoriile te învață sau cumva îți spun acolo în cheieraș să încerci să nu să înveți. Că nu vă închipuiți că toți oamenii care au scris aici memoriile n-au greșit. În niciun caz. Dar ei își pun pe tapet inclusiv greșelile, suferințele lor și, evident, și tot ceea ce au reușit să facă. Memoriile m-au făcut cumva să-mi dau seama că, da, uite, și al cineva lângă mine, și alți oameni, nu sunt singur, nu pot să fac, nu fac nimic de capul meu. Alți oameni au făcut și trebuie să văd. Băi, ce am făcut la sfârșit? Iar memoriile sunt, zic eu, că este cea mai importantă sursă de aflat. Într-adevăr, ficțiunea,
poziția contemporană, și tot ce ține de beletristică sunt foarte importante, în plac și acelea. Însă, acelea dezvoltă cumva vocabularul, cum dezvoltă bagajul intelectual. Memoriile, pe lângă asta, pot dezvolta și bagajul emoțional, sentimental, sufletesc. Nu știu ce să vă mai zic. Însă știu un lucru, că tot doamna Moga a învățat, sau pe cele noi, pentru că dânsa a învățat memorii, eu le citeam, unele le-am mai luat și fără îndrumarea dânsei, dar m-a plăcut. Acum, cartea este undeva în loc ultim. Toată schema asta. Câți dintre voi aș fi tocat în ultima lună? Ok. Eram format fizic sau format digital? Felicitări! Mă bucur că mai sunt totuși cititor de carte. Pentru mine, care am o librărie, este foarte important că librăria este susținută de vânzarea cărților fizice. Într-adevăr, acum, dacă e să fim ultra-ecologiști, faci o carte să dai un pom. Așa este. Însă, editurii, în momentul în care un tiraj se mai plinge, sau în momentul în care rămân multe cărți pe stoc, se reciclează. Se reciclează și se transformă în alte cărți. Deci nimic nu se aruncă, totul se transformă. Nu știu exact ce ar trebui să mai spun. Însă, dacă voi aveți întrebări punctuale, aștept să îmi rămâneți. Da. Asta este încă un aspect pe care îl dezvoltăm. Noi suntem deschiși tuturor inițiativelor, tinerilor, liceenilor, studenților. Ca dovadă, am avut multe proiecte acolo, am avut cu ISEC, am avut cu facerea Student Society și am avut chiar și cu licee. Acum o să arăt la colegiul Bucantar, o să vină în practică de 3 licee, pentru că eu trimis de acolo să facă practică în săptămâna altă. Deci noi vrem să vă aducem în librărie, vrem să facem din locul ăla un loc în care se întâmplă multe, un loc în care să fie un reper în Sibiu. Pentru că asta este cel mai important. Trebuie să dăm habitusului ce se ia habitusului. A fost atâția ani lăsat câte expoziții acum, câte o proiecție de film voi mâine, încât acum trebuie să dăm lui ce ia lui. Și asta facem. Asta încercăm să facem. Și asta zic eu că am reușit. Elena aici de față, cred că ne suntem vecini cu Giftul și ea. Și planul nostru de jucător este să începem să facem o mică comunitate a pieței mici. O mică comunitate în care întreprinzătorii, mici întreprinzători, să facă un festival la lor, să facă tot felul de evenimente împreună. Evident, vă spuneam că e toate proiecte de primire am proiect. Asta nu știu pe noi să evoluăm. Asta nu știu pe noi să nu stăm unde suntem acum. Că ne gândim la viitor și ne gândim să facem o piață mică nu mai vie, o piață mică nu mai pe care lumea să știe. Pentru că nu este. Piața mare cu festival, piața mică din termenul cu tot felul de trecuri. Și sper că în viitor apropiat să și reușim să facem asta. Până una alta, ideile studenților, liceenilor, altoastre, sunt binevenite. Ne trimiteți un e-mail, adresa pe toată lumea are Facebook de aici, apropo toată lumea, și acolo ne găsiți. Și orice sugestie, noi o analizăm, suntem tine, deci nu ne adesea ne voiam cu capul înainte, dar cred că asta ne-a îndemnat să facem librăria asta. Dacă o gândeam pe acum, nu mai făceam. Pentru că erau multe dacă. Și iată că, totuși, cu noi cu capul înainte, nu este chiar cea mai...